Jean Cucuruzac, 090249, Cher Varda, județul Bălți, dosar secret, că se deschide la 60 de ani. Așa, copilărie zbuciumată, anul 1956, scandal internațional la hotarul cu România, ziarele scriu un copil fură harboș de România trecând brutul călare pe cap. Dar sigur și m-am încurcat, lui Jean îi trebuia cel puțin o camelă. Din arhiva școlară, Jean Cucuruzac, aptitudini scenice, prima apariție în scenă cu poezie Țiganul la furat. Ziarele scrie, în timpul recitarului, lărgindu-și gesturile, lovește cu degetul un copil în moanele capului. Sala redii, copilul plânge. Care-i deget, Jean? Care-i deget, ai mai mă merg, trăiește. Anul 1972, student, mult de citit, nu avem timp. O, 4 septembrie 1976, o, își pierde independența, subsemnat Valentina Gujun. Ziarul Sovietskaya Moldavia scrie, Cucuruzac нашел себе жену по образу и духу своему. Tot în 1976, înrolat la Teatrul Vasile Alexandri din Bălți, al 9-lea cucernic, doi mărți, Iacu și Baioneta, doctor Părăvoit, grădina de Franța Bravo, bună înrolare, plăcătar năstisav nesene, în prădăbuie în knișcu. Anul 1980 devine centrist, centrul la probă și îl înrolează la Teatrul Pușkin, ziarul Belceanca scrie mai apoi. Ca să-și verse o leacă amarul, unde îi spune la urmă pânzarul, du-te, du-te cu Dumnezeu, ai să vezi rolul la Chișinău. Dor. Teatrul Pușkin, Băleanu, Rusu, Apostol Cupcea, Valeriu Cupcea, rolul lui Petru I, Chiș, Gaz de seară scrie. Chișinău, Gazeta de seară scrie. Cu atâta talent, cu atâta pietare, l-a jucat Jean pe Petru, pe Petru cel Mare, sala toată fierbea, sala toată turbada, el cum mai juca și juca și juca, chiar și după o oră, cum căzuse cortina, nu-l putea dezlipi de Ecaterina. Iar plăcătarul se s-a gnesenit în strădăvoie knișcu, titlul pentru Petru I nu i-a dat, dar nici țăr nu i-a dat. Anul 1990, în rol la Satiricus. Aici i-au dat. Titlul i-au dat, Petru Globul a purtat, la 50 l-au omagiat, la 55 l-au omagiat, cartea au publicat, azi cu tot alaiul, deci o să-i fac și 60, toate ziarele cu el în dosar n-au încăput și Sandu Grecu le-a folosit pentru decorul spectacolului Scrisoare Pierdută. A fost scris un scria. Lumea toată îl admiră cât de bun e în satiră. Și în umor, și în tragedie, și în cinematografie. Și de toți aplaudat pentru tot ce a jucat, pentru voce de bărbat, pentru trupul lui mășcat. Bravo! Cine a făcut așa și a găsit ce căuta. Închid dosarul. A se deschide la 70 de ani. Da, trei femei discutau, dintre care una și mama mea. Una spune că băiatul meu e ca de tare țapeș, din institut în institut, din institut în institut, storcea. A doua spune, și da, meu e ca Lenin, din pușcărie în pușcărie, din pușcărie în pușcărie, la care maica spune, da, Valentina meu e ca Jean Cucuruzac, din teatru în teatru, din teatru.